Celebrul camion Gaz-51, care a fost unul dintre primele vehicule sovietice din perioada postbelică și a făcut adevărată istorie. Da, acesta era utilizat pe post de ambulanță, mașină de pompieri și chiar drept de mijloc de transport pentru unii muncitori. Acum că ați aflat câte ceva despre acest model de camion, în subiectul ce urmează, vă povestim despre unul exact la fel, cu o istorie interesantă. Mașina din imagini este celebrul camion Gaz-51, fabricat în anul 1953 și a fost protagonistă în Siberia din Oase, un film despre basarabienii deportați de Stalin pe pământurile siberiene. Mai nou, aceasta a prins o nouă viață, după ce a fost procurată de către Viorel Banaga. El și-a transformat-o într-o gheretă unde servește oamenii cu cafea. Am aflat în ziua procurării, proprietarul mi-a arătat niște poze, deci demonstrându-mi istoria sa. Asta mi-a dat o valoare, asta m-am spus că nu, eu vreau neapărat, vreau să-i mai dă o șansă, vreau să o salvez de la ultimul drum spre unde era destinată. Viorel a locuit 15 ani în Italia, iar recent a revenit acasă. Visul său era să aducă o părticică din această țară și pe meleagurile noastre. Așa că, o cafea preparată după metoda italienilor, într-un camion sovietic, o puteți savura doar în Chișinău. Vrem să promovăm consumul de cafea cum e născut el acasă. Deci să fie servit într-o ceașcă de ceramică, fierbinte, o extragere lentă și o doză nu mai mult de 30 de mililitri. Cafeaua se servește și amintiri stârnește. Trecătorii care fac popas aici sunt uimiți de noul aspect al mașinii, dar cei mai surprinși rămân a fi oamenii mai în vârstă, care la vederea acesteia se lasă cuprinși de un amalgam de sentimente. Cei în vârstă îmi povestesc tot ce e legat, anume de camionul ăsta, ce a cărat cu el, pe unde a fost, deplasări, provoacă așa un sentiment unic. Ne-am atins scopul pentru că camioneta transmite anumite emoții, macină niște amintiri în trecători și asta a fost și obiectivul. Pasionat de cafea, dar și de mașinile vechi, Viorel și-a transformat visul într-o afacere de la care primește satisfacție nu doar el, ci și vizitatorii care vin aici pentru a servi o cafea italiană alături de o legendă a anilor 50.